Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit, băieți, la mine pe canal alături de prietenul meu cel mai bun X-Slader. Alo. Salut. Bă, ce ai de ce te-ai supărat? Nu supărat. Nu știu, băieți, spuneți voi în comentarii dacă vreți data viitoare să-i adaug și facecam-ul lui X-Slader, pentru că el a zis să-i adaug, dar eu am zis că ce ne mai chinuim ata cu două fețe. Poate vă convine doar una, îmi spuneți în secțiunea de comentarii și la 20.000 de like-uri îi punem și fățăul. V-am spus că dacă facem 15.000 de like-uri îl mai aducem pe X-Slader și sincer să vă spun, habar n-am dacă am făcut sau nu pentru că am uitat să mă uit, dar l-am adus oricum. Așa că astăzi avem pe shop. Bă, ne-am sincronizat bine, în fiecare săptămână, miercuri, mi-a zis Marius că se adaugă 3 star power noi. Iar noi data trecută, după cum bine vedeți situația noastră, am făcut power 10 pe Barley, am luat un star power și mai avem 3 caractere cu power 9, cine știe, poate ne va fi. Ia uite ce am aici la 8000. 8300, mi-a dat un brawl box. Uite din ăsta pică star power. Ia. Da, sigur. Asime gusta, ce ca să zice acum. N-a picat. Și să mănânc o pâine, Rafaele. Crezi că ți-l dă ție de acolo? Ai dreptate, stai, așa că avem 3000 gold. Îmi zici tu, Marius, fii atent. Deci avem așa. Rico, El Primo, Dynamite, Brock sau Bu. Îi pot face la power 9, unul din ei. Care Dynamite. Zici? El Primo? El Primo nu prea face nimic. Dynamite? Păi ce face Dynamite? Mai adaug 1000 pe ultimată și dai one shot. Da, și depinde pe care star power îl iei, că sunt două. Da, bun nu e bun. Păi El Primo și că e șmecher, mă. Brock nu prea face multe. Dai damage. Cred că Brock e useless. Da? Nu e bun Brock? Nu prea face nimic. Nu, și abonați-mi că e bun Brock. O mică întrerupere înainte să începem. Vreau să vă readuc aminte că avem un giveaway în desfășurare și în colaborare cu băieții de la Lords Mobile, de la IGG. Găsiți link în descriere. Giveaway cu un PS4 Pro, Xbox One sau Nintendo Switch. Unul la alegere. În momentul în care veți câștiga, vă veți decide dumneavoastră. Câștigătorul se va alege sau va fi contactat pe e-mail, pe contul de Google Play Store sau iOS, mă rog, pe App Store la iOS și ca să participați trebuie să dați click pe linkul din descriere, downloadați joculețul Lords Mobile și jucați acolo pe joc, faceți cele mai multe puncte dintre toți participanții de la giveaway, ca să vedeți ca idee câte puncte au ceilalți, tot pe linkul din descriere, mai jos de download veți găsi leaderboard-ul cu toate punctele dânșilor și cam asta este, până la final lunii, persoana cu cele mai multe puncte va câștiga. Acum revenim la episod. Lasă un foc pe jos și te arde puțin. Deci dai numai sau El Primo? Că și El Primo, ia uite. Dă foc. Dă niște foc, dar nu nimerește totdeauna ultimata, deci o să fie cam iuzde. Nu mă zic El Primo, așa zice și Marius, hai să-l luăm. Uite-l. Bine mă, Marius. Și acum hai să deschidem și aici pe cutiuțe de început, 15 chiar. Poate ne pică, cine știe. N-am mai jucat la event, n-am mai făcut nimic. Trebuie să ai o crușuliță în buzunar, să-ți pice. O am pe suflet, Marius. Bă, am deschis odată 100 de cutii și nu mi-am picat, poate acum un pic așa la noroc. Ia! Mă și speria să-mi bat piciorul. Păi trebuie să-ți pice prima oară în cutie, mă. Da, păi și picase la început ea. Nu se deschisese cutia, nu-și neapăruse. Hai! Și... 3 cutii. Între timp, băieți, voi puteți să apăsați butonul acela de like. În caz că vă place. Cum? Hai că e dacă e. Hai poate. Că e dacă e, bun. Și... o să cumpărăm star power-ul extra noxious. Ia uite-l. Gata, am luat star power, băieți. Gratis l-am luat. Ok, da? Țineți minte, gratis l-am luat. Bun. Păi, dar nu l-am extra noxious. Și Robo Spike o să cumpăr special pentru voi, că ați apăsat și butonul de like, mă, și poate vă și abonați, că am văzut că în ultima vreme nu mai fac abonați, nu știu de ce. Cred că vă uitați și vă apare la recomandate, nu mai trebuie să te abonezi. Da. Ia uite-l pe Robo Spike. Na. Gata, ce... Vrei să cumpăr și Mega Crowboy? Spui, de unde n-ai bătat buget? Altă dată. Bun, hai că-l luăm pe Barley. Avem primul meu caracter cu 2 star power-uri. Star power-e. Bun, 140 damage pe secundă. Cu 2 star player-e. Lui Barley. O să lăsăm pe X-Slader în lobby și intrăm la traică. Uite aici, dar nu cred că... Ba da, merge asta. Și dăm pe un robot de ăsta. Ready for another? Păi dă de 2 ori 1000. Ia. Upsi. Deci ține minte Marius, 1092 cu 1092. Ieșim și așa. Punem alt star power. Fii atent. Acum trebuie să aflăm secretul adevărat la star power-ul acesta.
Dă-i. 952 cu 952. A, deci atacă pe adaugă pe orice atac, pardon. Uite, acum nu mai dă 1000, dă 900. Nu, mi se pare mai șmecher healul. Deci îți dă 100, deci star power-ul ăsta îți dă 140 damage în plus la un atac normal. Și okay. Power-ul ăsta, uite, am star power-ul ăsta. Așa. Care îți dă viață în tufiș, care mi se pare OP. Da. Și mai am și pe ăsta care dă cu pumnii, dar nu prea îmi place. Am înțeles. Alege un caracter să jucăm la gem grab. Păi îl aleg pe ăsta ca să-l vezi, să-l vadă oamenii cu noul star power. Ăsta e noul star power. Hai, 1000 în plus viață. Poți să dai click pe el să te uiți. Sau nu poți? Ba, da, dar nu trebuie să am ready. Da, ăsta a fost star... Păi nu merge mai ăsta. Cum mă, poți să dai click pe el? Eu pot să dau star power, da. Sponge se numește, îți dă 1000 viață. Îi dă lui 1000 viață lui Frank, adică în loc de 8000 are 9000. Bun, da. Hai să jucăm că s-au plictisit băieții, gata, nu se mai poate cu ei. Hai să vedem. Nu se mai poate? Haideți, băieți, că ne-a pierdut X-Leader meciul. Eu ce l-am pierdut sau ăla? Ne dă numai oameni care bă, sunt... Bă, deci a intrat vreo sau odată cu ultimata noi și s-a încheiat tot meciul. Nu e corect caracterul la unul. Trebuie să joci de spate. Păi eu dau cum pot, dar jucăm în doi, mortiți doar le căra. Atât. Mă, cum au sărit ăștia aici. Kamikaze, Oreo, ouă. Puta, numele are ăsta. Deci practic dăm mai mult damage, cam asta se întâmplă. Ceea ce, bă, e bine. Uneori știi că scapi și tu în 2 HP, deci ajută 140 în plus. Aici ar trebui să pun eu. Să sari în sucul meu. Ia uite cum am dat. Ultimații alea. Eu ar trebui să stau aici ca să-mi fac viața. Și când îl văd pe unul că vine, țac, țac, și e deja mort. Ăștia sar direct de ultimata la mine. Da. Ia-te-l pe Poco, bă! Gata, două astea. Bă, mă bătu ăla! Brânci, mei! Și tu ce faci? Păi sucul ăla nu e bun de nimic, mă! A trecut prin el, nu s-a întâmplat nimic. Deci trebuie să nimerești multe... Opa! Păi îmi faci un favor că mă aruncă. Uite nebuna, bă! Oh. Opa! A dat aia ultimata pe mine. Hai că aruncăm și noi ultimata mică. Ăla e mort. Nu, e puțin mult mori. Bă, și mai aveam una. S-a dus X-Leader. Aolo, e groasă treaba. M-am împins în ele ăla. Ia de aici, că n-ai servici. Hai de capul meu, m-a băgat la colț, bă. I-ai dat și stun. Ne descurcăm, băi, câștigăm. Avem win-ul în sacoșă. Nu are ce să-mi fac, am viață mult prea multă. Dăm una așa mică, să nu mai intri. Și s-a dat bătut bibișorul. Am și skin și star power, sunt money kicks, mă. I-a dat mami cardul. Eu sunt pe aici, pe play. Eu sunt pe bază play. Ce cauți acolo? Hai să vedem unde mai vin, că veneau mereu în bază la noi. Beau sirop de arțar, nu știu dacă ați băut și voi vreodată. Da, nu prea îmi plac star power-urile astea. Era mai mișto aia care te regenerezi. Bă, da, am 4 caractere fără star power. Cum vine asta? Și mai pot să fac level up pe un caracter. Mă rog. Hai să ne jucăm noi acum niște... Pune tu siege. Eu pot să dau un match cu caracter bun. Yes. Yes. Foarte bun spike. Spike merită mult mai multe trofee decât 300 pe care le am eu. De am jocul dat. Ia, gata. Merită, nu? Da, îi dau două gloanțe lui ăla. Nu colt sau care e. Nu mai zicem nimic, doar ne uităm, băieți. Asta este un win ușor, vedeți? Conducem meciul. Da. Fâlfâie, mă. Cum am ratat acolo. I-am fâlfâit, Marius. Cum se face că jucătorii noștri întotdeauna sunt mai slabi decât ai lor? Nu, e doar un început mai dificil. Ai încredere în mine. Stai. Aruncă tureta. Arunc tureta și dau viață. Na. Mai ai grijă. Ce să-i faci, mă, că e cu alt naiba. Bă, cum ne conduc ăștia.
Dă-i de la Daniel că... Păi el nostru al treilea unde e, mă? Moare non-stop? Nu, venea, mă, cu trăznăt. Trăznătul. Ia uite, mă, de pătureta asta. Da, asta este un meci puțin... Da, băieți, e puțin dubios meciul, ok. Da. Gang, gang! Unul le trebuie, Rafaele, unul le trebuie. Da. Dă-i ei, dați-i în el. Oh, no! Perfect, perfect. Hai, mă, că ne-am apărat bine. Păi noi ne apăsărăm robot. Nu. Da, avem acum, la final. Știi cum se zice, cine râde la final, râde mai bine. Sau cum era. Era ceva de genul, cred. Cine râde mai bine, râde mai bine, așa era. Ah, da, bă. Și acum... Da, dar nu vreau să folosesc ultimata, mă. Ei nu ne lasă spațiu să trecem pe aici, vezi? E, oricum avem 11, ar trebui să spargă robotul ăla. Ăsta e ultimul ăla, nu mai adunăm. 12 avem. Dă-i tot ce ai, tot ce ultimul poți aici. Ultimul robot, ești gata? Mai sunt 20 de secunde, ascultă-mă ce spun, nu lăsa pe ăla să dea ultimata. Hai că am tankat și câteva lovituri. Na. Na, că dă și rățuși, că dau toți. Căpăceala le-am dat-o. Căpăceala. Ia vezi la fel, cine te-a cărat? Jess m-a cărat. Ok, asta a fost un meci cam dubios. Așa, acum vreau să... Nu o să-ți convine asta X-Leader, dar o să luăm un Poco. Și jucăm Showdown. Mamă, ce frică e X-Leader, bă! Iau ceva așa mai... Nu ia ăla sau... mare. Păi cu eu, cu eu o viață. Ce să iau, mă, ca să te fac pe tine fericit? Să-ți dau viață, să faci un ceva. Ia rosa. A, da, ai rosa. Păi ia... o să le dea numai cu player de 15.000. O să-l iau pe ăsta. Da, hai că e bun că-ți dai viață. Și-ți dau și îmi eu. Dau și viață și-mi dai și tu. Am două bă, viață. Aici facem toate trofeele, o să vezi. Trebuie doar să nu murim. E măcar la început. Că... Dacă iau rosa, o să le dea peste 600 și sunt mulți tryhards. Dar îți pare pe de ce și Poco e Bull Junior, odată ce iau câteva. Uite ce player are la. Aici ce faci? Not e cool. Hai, ne băgăm și mijloc, da? Hai că nu ne băgăm, că murim. Aoleo. Câte alea să-mi bag piciorul. M-a pălit aia. M-a pălit. Te cred. Te bag? Păi și noi doar sunt și ne uităm. Ok. N-am luat niciun aici de bun. Da, suntem Morțania. Hai jos, hai jos. Bun, hai ești, așa. Dar sunt prea multe. Vai de căpățâna ta. Dă-te spate, dă-te spate. Vai de căpățâna ta. Bă, dar i s-a pus pata pe mine, lui. Nu vezi. Mă, încarcă-te, încarcă-te. Bine, X-Ladere. Cred că mi se încarcă Star Power acum. Nu, bă, te... Mamă, ce-ai ăla? Dă-i-o lui, a băgat mie și picioaca. Bă, cum ne țânăște aici. Da, mă, uite-te și tu, nu te lasă. E pe Pecrow aici, ți-am zis. Da, dacă e de pe, range. Dacă sare pe noi, suntem morți. Bă, și avem ultimata, mă. Dar la ultima secundă făcută. Bă... Uite-te și tu, mai am un Crow aici. Mai am un Crow aici. Hai, X-Leader, fă ceva, fă o schemă. E prea mare harta. E mult prea mare. O secundă. Baby. Mai am un Crow sus aici. Baby. Ajută-mă. Na. Aoleo, Doamne. Mânca mie-i nasul să mi-l mănânci. Fuci. Not cool. Și eu ce naiba să mai fac? Nu dau pe ăla, dau pe tine. Aia. Joacă-te cu ea, joacă-te cu ea. Joacă-te cu ea, mai am 7 secunde. Nu mai aveam aer în piept, băi. Dar erau 3 echipe. Ok, băieți. Toată chinuia la aia pentru o experiență de neuitat. N-ai cum cu Poco pe harta asta, că e mult prea largă. Da. Acum ne vom muta la... La Bounty, vrei? Da, hai să jucăm Bounty. Și ne jucăm, vreau să-mi... Vreau să mă răzbun și eu acum, mă, doamne, ești picioaca. Dacă n-au tras ăștia după mine. Bă, dar era cam ciudat meciul ăla, sincer.
Erau mult prea multe echipe într-un spațiu mic. Da. Uite-te și tu cum e harta asta. Deși e râul ăsta pe mijloc. Exact pentru... Piper. Pentru piperata mea mică. Mamă, cum a plestit ăla pe mâna și mă urât. Ia uite cum îi dau. Printre dinți. Opa! Unde te duci, mai banditule? Aoleu, ce prost am tras acolo. Ce-ai făcut, măi, X-Lader? Usătureta ăla. Bă, da, prost, drag. Să-mi fac viața, am. Cum l-am pleznit. Vreau... Bă, ce mă enervează tureta aia? Scopul meu e să fiu most wanted. Hai că am spart eu, dar pune alta etă. Ok. E ăla acolo, etă-l. Cu Alex. L-am bătut. Măi, Alex, măi, tu știi câți Alex se uită la videoclipul nostru acum? Sute. Hai, mă, vreau să mai fac 2-3 kill-uri ca să fiu most wanted. Bă, mi-a furat X-Lader kill-ul, mă. Păi care? Eu i-am dat ultimata lui. Nu ți l-am furat, era al meu. Auci! Mă doare! Oh, cât are job aici. Oh, ia uite-mă cum sunt, most wanted! Cum arăt, mă! Mamă, sunt picant rău de tot! Hmm? Îi campezi din bază. Dă-le, Rafaele. Vezi că dacă te omoară, e mort. Am mai făcut încă un kill, dar nu mai am unde să-mi adauge stelele. Câte stele am, mă? 2, 4, 6, nu, 5 stele. 6. 7 stele am. Să mă bată tataia. Bă, m-a cărat. Ai cărat. Da. M-am distrat, m-am simțit bine. Oh, m-a recompensat, băieți, 8500. Mi-a dat 150 de bănuți. Homo Supercell, nu chiar așa mulți. Bun. Bă, cine bă să... facem power-up pe Tic. Hai să ne jucăm Tic pe Gem Grab. Da. I-au pus voce top lui Tic. Să facem? Păi da, am muncit mult. Un minut cred că am muncit. Ia că joc alt cu Tic. Are și star power. Au sărit ăștia aici. Nu sări nimeni, e o petic. Dacă stai lângă butoaiele astea și arunci. Mamă, e... Da, e primul meci unde nu sar ăștia. Nebunii. Nebunii satului. Uite ce mă atacă ăștia pe mine aici. Așa, ne refacem atacul, trimitem două. Ăla e mort că îl sparge X-Lader. Încă două așa. L-am pistonat, cum se zice. Mama, am patru, nici nu mai mă las să mai mă bag acum. Și am ultimata. Aruncă, ultimata trebuie să o dai mereu, să nu stai cu ea. What? Să o dai mereu, da, hai că o trimit din bază de aici. Așa se joacă, erou ăla. Nu dă-mi bază, o dai aproape de el ca să nu poată să-i facă nimic. Ia uite-o cum vine. Fai de capul meu, ia alea și fugi. Nu e nimeni. Am 10, ești nebun. Păi am scăpat la limită. La mustață am scăpat. Uite aici așa, hop. Opa. Nu e voie. Bă! Râde șaurele. Cine mi-a făcut acolo? Am sărit cu capul pe rampă și a venit după mine. Capul. Ia, poți să trimit? Mai am să văd dacă poți să trimit capul, bă. A, hai că merge. Opa, direct pe mine vine. Bum. Mamă, ce-i spargem. Mi-ai cărat acolo. Bine, mă, X-Lader, bine, bine. Și ultimul match pe ziua de astăzi. Ne jucăm cu Spike și facem și power-up. Ah, stai bă că eu am uitat să joc cu Spike, am luat skin. Ce mai întâmplă, băieți? Bun, prieteni, dubla a doua poate este puțin mai norocoasă. Cam ciudate, mă, hărțile unde dau toți ăștia de la distanță.
Mai e una aici, vezi că o să ne batem cu o echipă aici. Ne batem cu o echipă. Una. Două. Iau-te pe acolo și o iau pe jos. Da, da, da. Bravo. Era să o dea. Băiatul tati. Vino-i sus. Sosesc chiar. Mamă, croii ăștia sunt mâncare pentru mine. Am și ultimata. I-am dat aici, l-am pistonat. Sunt mort. Un naiba e. Am o travă în vene. Gata, m-am recuperat. Bun. Bine, bine. Mai e unul aici sus. Uite-l. Bă, dar n-am timp să respir. I-am dat un șalul ăsta. Săracul copil. Se bate ăștia, bă, ești nebun. E prima oară când se bate. Unde vă luptați, prieteni? Să dau și eu așa la... la șto. E tot. Vezi că stai ăștia, stai ăștia macaroana. Îi dăm cu cap. Așa, ori cum. Hai mă, gata, scoate aia. A, nu e acolo. Opa. S-a învățat, bă, bietul Dynamite. I-am dat un shot, du, crow. Așa că o mănâncă o lechiușa. Păi joci, mă, stau. Păi am luat recompensa după Dynamite. Că joc, îi dau așa și se duce doar sus și acum e liber. E liber. Este liber. Ia, că sare în brațe la mine ăsta, ești nebun. Dau tot acum, dar de greșeală. Bă, iată ce vine. Că te pistonăm. Măi, urâtule. Ar fi vrut, bă. Ar fi vrut. Ar fi vrut șaurele. Inimăra lui să te bată. Mamă, băieți, am făcut 8500, mă. Ce părere aveți? Data viitoare să ne aflăm aici la 9000. Ia, vezi, eu câte am. Ia. 7500? Vezi, am mai puțin. Tot eroi are Marius de Power 10. Bun, pe și tot. După aia, ia să vedem la trofee. Face și noi pe col de 500. Ca să intri în top, cred că trebuie să ai minim 14.000. Nu, 14.000, hai să spun. Da. Să spun câte trofee ca să intri măcar în top 2. Local road, total trophies. 12.900, 12.900 și e mult 12.000. 12.900, facem. Pe arcă trebuie să ai 400, minim 400 pe toți eroi. 500 trebuie să ai ca să ai 12.000. Mamă, jokerul e. Bun, las că facem. Bun, băieți, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați butonul de like. Noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa. O mică întrerupere înainte să începem. Vreau să vă readuc aminte că avem un giveaway în desfășurare și în colaborare cu băieții de la Lords Mobile, de la IGG. Găsiți link în descriere. Giveaway cu un PS4 Pro, Xbox One sau Nintendo Switch. Unul la alegere. În momentul în care veți câștiga, vă veți decide dumneavoastră. Câștigătorul se va alege sau va fi contactat pe e-mail, pe contul de Google Play Store sau iOS. Mă rog, pe App Store la iOS și ca să participați trebuie să dați click pe linkul din descriere, downloadați joculețul Lords Mobile și jucați acolo pe joc, faceți cele mai multe puncte dintre toți participanții de la giveaway, ca să vedeți ca idee câte puncte au ceilalți, tot pe linkul din descriere, mai jos de download veți găsi leaderboard-ul cu toate punctele dânșilor și cam asta este, până la final lunii, persoana cu cele mai multe puncte va câștiga. Acum revenim la episod.